¡Bravo, molto bien! ¡Bravo! Prima cauză, cel mai bun! Cel mai important moment este medalia de bronz la Jocuri Olimpice. Asta e în primul rând, că pentru așa, cu așa emoții ce am avut atunci, dar campionul european, clar că a fost plăcut, dar nu așa ca medalia la Jocuri Olimpice. Vyacheslav Gojan este singurul pugilist moldovean care a devenit campion european. A disputat chiar două finale, în 2002 la Pierre Macedat, dar peste 9 ani a revenit triumfător de la Ankara. În Turcia, Gojan a reușit să-l învingă pe campionul Rusiei din 2010, Dmitri Polianski. Vyacheslav Gojan a Самая большая мечта. Любимая песня, если так можно сказать. Клар, конечно, с опытом более богатым, как русу. Русу тоже не был до меня, не был в финале, не был боксат. И клар, что я был с головой выше, как дэнс, в плане опыта. И это, я думаю, мне помогло. Anul lui de grație rămâne 2008, când a adus singura medalie pentru Moldova de la Olimpiada din Beijing. În categoria de 54 de kilograme, acea dată doar viitorului campion olimpic, mongolul Badar Inkbadin. În același an a luat argentul la Cupa Mondială de la Moscova, iar la finalul 2008 a fost declarat sportivul anului Moldova. Dar totul a pornit după ce antrenorul Petru Căduc a insistat ca Vyacheslav să facă box. A venit domnul antrenor Petru Căduc, a venit în clasă la noi la copii și a invitat toți la secție. Tot clasa ne-a dus și așa că el a văzut în mine ceva interesant. Clar că eu deodată am venit, am început să mă antrenez, pe urmă n-am vrut să mă ocup. El a insistat, m-a luat de mânuță, a venit la bunei mie, a povestit că el este un copil cu dar. Așa am intrat în cole și așa mergem mai departe până acum. Am 23 de ani de... Dar nu regreți că ai ales cu... Nu. În această perioadă, Gojan a devenit de 14 ori campion național. În octombrie 2016 a egalat recordul Igor Samoilenko din Tiraspol. Sunt bucuros, clar că sunt bucuros că s-a 14-a oară campion Republicii. Îți pui ca scop să bați recordul lui Samoilenko? Clar că da, eu încă un ciclu olimpic vreau să mă antrenez și să mă calific la următoarele Jocuri Olimpice. Sperăm că va fi totul bine înainte. Gojan regretă că n-a fost la Rio, dar spune că va lupta să ajungă la Tokyo în 2020, când va avea 37 de ani. În box, șansele la toți egale, că aici o lovitură hotărăște calificare. Și toată luptă o lovitură poți hotărască. Așa că eu am destul de bună lovitură și nu e strașnic. Vyacheslav Gojan este unul dintre cei doi pugiliști crescuți la grimă în căuți, alături de Vitalie Grușac, care au reușit să aducă medale pentru Moldova de la Jocurile Olimpice. Visul meu era să am a doilea medalie olimpic cu a doilea sportiv, care la mine s-a îndeplinit. Toată perioada cât împreună noi suntem, el îmi spune că cea mai mare dorință am să plec la Olimpiadă, ca să aduc o medalie, așa cum a adus Vitalie Grușac. Știu care erau emoțiile, deci când l-am telefonat de acum în sferturile de finale, el era cu niște sentimente foarte mari, chiar pot spun că plângeam ambii, plângeam eu aici, el acolo, pentru că vă dați seama că asta e un lucru foarte mare. Între timp, Vyacheslav s-a apucat și de antrenorat, pentru că nu-și imaginează viața fără box. Clar că da. După acest ciclu olimpic am să mă ocup mai serios, vreau să devin un antrenor și sper să urmăresc să pășesc pe urmele antrenorului meu, Petru Vasilici Căduc. La medalie, 4 puncte și 2 minute, bun? Tot așa de nici, 5, 4, 10, pe noapte 10, bun? Să vii gustă, tot așa de nici, lasă de el la mușcă aruncat, dar vreau să te-ai blochează. Foarte plăcut, am ieșit de pe ring foarte bucuros, foarte plin de putere, chiar atunci să mai fac încă o luptă, încât adăugător.